În Hunedoara, peste 1000 de credincioși au parcurs drumul crucii, cea mai lungă procesiune religioasă din România. Oamenii au mers peste 10 km între Lupeni și stațiunea Straja, aducând o cruce de lemn lungă de 4 metri și grea de peste 100 de kilograme. Au făcut 14 opriri, tot atâtea cât a făcut și Iisus Hristos când a urcat pe muntele Golgota. Pentru mântuire, pentru păcate, să ne jertfim odată cu Hristos. Un mediu propice pentru a-ți deschide sufletul. Pentru păcatele noastre, ca să ne ierte Dumnezeu. Oamenii au fost dorni să vină din nou la procesiune, la drumul crucii și, bineînțeles, mergând pe acest drum, retrăiesc ceea ce s-a întâmplat acum peste 2000 de ani. Drumul crucii a fost făcut pentru prima oară în anul 2000. Sfârșit prematur pentru...